Bună ziua! Astăzi pregătim o prăjitură de mere cu biscuiți. Avem nevoie de 8 mere pe care le vom rade, 150 de grame de zahăr, 2 plicuri de zahăr vanilat, o linguriță cu scorțișoară, 50 de grame de unt și o lingură cu griș. Vom rade merele și le vom fierbe împreună cu zahărul și cu untul. După ce am călit merele cu zahărul, cu grișul, cu tot ce am pregătit în prima fază, le-am călit 7-8 minute, acum le lăsăm deoparte, amestecăm în continuu în ele să nu se lipească, se lipesc foarte ușor din cauza zahărului. Le dăm deoparte și facem blatul, avem nevoie și de un blat. Pentru blat avem nevoie de 4 albușuri, 4 gălbenușuri, peste albușuri am pus un praf de sare, 100 de grame de zahăr, 4 linguri de ulei, 100 de grame de făină și o linguriță de praf de copt. Batem albușurile cu sarea și apoi punem zahărul. După ce s-au bătut spumă bine, punem și gălbenușurile și apoi făina și uleiul. Amestecăm praful de copt cu făina și punem puțin câte puțin, amestecând cu paleta, să păstrăm aerul din albușuri. Apoi îl dăm deoparte și montăm prăjitura. Am pregătit o tavă cu hârtie de copt pe care am uns-o cu unt. Tava este de 25 x 35 de centimetri. Primul strat va fi din biscuiți. Avem nevoie de biscuiți populari, cam 150 de grame. Formăm primul strat din biscuiți. Peste stratul de biscuiți punem merele. Se vor însiropa biscuiții de la mere. Și apoi punem stratul de pandișpan. Pregătim cuptorul la 180 de grade, vom coace prăjitura 30 de minute, 40, în funcție de cuptorul fiecăruia, când s-a rumenit este gata. Merele sunt călite, biscuiții sunt deja copți, deci pandișpanul trebuie să se coacă. Eu voi pune și niște migdale feliate. Normal ar trebui nucă. Dacă aveți, puneți nucă. S-a copt prăjitura. Facem proba cu scobitoarea. Este curată, este coaptă. O lăsăm să se răcească de tot. Pudrăm cu puțin zahăr. Și tăiem. Pufoasă, moale, plină de măr, excelentă. O rețetă simplă, simplă și foarte gustoasă. Poftă bună!